Consiliul Județean Dâmbovița a depus o cerere de finanțare pentru proiectul Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Axa prioritară 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenție 3.1, reabilitarea, modernizarea, echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. Pentru că Agenția de Dezvoltare Sud Muntenia, organismul intermediar, a solicitat reîncadrarea unor cheltuieli, precum și prezentarea unei noi hotărâri a Consiliului Județean, a fost nevoie ca acest proiect să fie supus din nou spre aprobare. Punctul 15, rubrica diverse, este un proiect de hotărâre privind implementarea și finanțarea proiectului Reabilitarea și Modernizarea Spitalului Județean Dâmbovița în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Dacă sunt observații, dacă sunt întrebări, este vorba de proiectul care avem de finanțarea Spitalului Județean. Cine este pentru adoptarea acestui proiect de hotărâre? Abțineri? Împotriviri? Valoarea totală a proiectului rămâne neschimbată, iar valoarea contribuției Consiliului Județean de 2% la cheltuielile eligibile scade cu aproximativ 7.400 de lei.